Știți ce cred că ar trebui să avem cu toți în casă? O cremă de gălbenele. Are un efect calmant, cicatrizant, antibacterian și antimicotic. Dar astăzi, în cadrul emisiunii Strategia mea de sănătate, mica mea emisiune de sănătate pe care îmi place să vă prezint, aș vrea să vorbim mai mult despre gălbenele. Gălbenelele provin din Egipt. Erau cunoscute de greci și de romani. Le foloseau pentru virtuțile lor medicinale, dar le foloseau și în cosmetică, în diferite preparate cosmetice și chiar în bucătărie, pentru asezonarea mâncărurilor. Numele lor botanic este Calendula officinalis și vine de la calende. Calende vine de la calare, care înseamnă a chema, pentru că preoții romani aveau obiceiul ca în prima zi a fiecărei luni să-i cheme pe cetățeni ca să-i înștiințeze care sunt zilele sacre din fiecare lună. Și cum se credea pe vremuri că aceste flori, gălbenelele, înfloresc în fiecare lună, în prima zi a fiecărei luni, s-a folosit și pentru ele o denumire cu aceeași rădăcină. Li s-a dat numele de calendula, pentru că, așa cum spuneam, se credea că ele înfloresc în fiecare lună. De fapt, gălbenelele pot să înflorească de mai multe ori pe an, în funcție de climă, de sol și așa mai departe. De exemplu, în Egipt se obțin cel puțin 4 culturi de gălbenele pe an, pentru că este o climă care permite acest lucru. Bineînțeles, în timp, preoții romani au trecut la afișarea calendarelor lunare în prima zi a fiecărei luni pe porțile lăcașelor de cult. Dar iată cum gălbenelele și calendarele au ceva în comun, acea veche rădăcină calare, care înseamnă a chema. Dar numele botanic al gălbenelelor este, după cum spuneam, Calendula officinalis. Acel nume officinalis sublinează faptul că este vorba de o plantă cu virtuți vindecătoare, că este vorba de o floare care era utilizată în medicină. Așadar, gălbenelele se numesc Calendula officinalis, dar în engleză, de exemplu, se numesc Marigold, pentru că există o legendă conform căreia Sfânta Fecioară Maria, de fiecare dată când își aranja părul, își punea în el și câteva flori de gălbenele. Tocmai de aceea, aceste flori sunt și supranumite Aurul Maicii Domnului. Și să nu uităm că încă din antichitate aceste flori erau utilizate și în cosmetică. Chiar se puneau și în apa de baie. Și chiar și astăzi se spune că dacă îți pui flori de gălbenele, chiar flori de gălbenele uscate în apa în care faci baie, te ajută să fii respectat și admirat. Și apoi gălbenelele poartă noroc. Tocmai de aceea se recomanda să ai la tine câteva flori de gălbenele atunci când știai că urmează să mergi într-un context în care urma să fii judecat, în care urma să fii cântărit. Și apoi când culegi flori de gălbenele ziua în amiaza mare, când soarele este sus pe cer, pentru că gălbenelele sunt flori ale soarelui, au forța cea mare atunci când soarele este la amiază, te ajută și să scapi de cele rele. Dacă culegi gălbenele ziua în amiaza mare și le pui la poarta de intrare, răul nu mai intră în casă. Așa se spunea în satele noastre. Dar pentru a vorbi despre virtuțile pentru sănătate ale gălbenelelor, trebuie să spunem că astăzi este recunoscut rolul lor calmant, rolul lor liniștitor. Ele sunt foarte bogate în anumite uleiuri volatile care ne liniștesc, care ne calmează, sunt antistres și, în plus, ele conțin caroteni care le dau acea culoare de un galben atât de intens și atât de frumos, flavonoizi și multe alte substanțe care sunt extrem de benefice pentru îngrijirea pielii, pentru că toate aceste substanțe au un efect antiinflamator, antibacterian, antimicotic și tocmai de aceea crema de gălbenele se recomandă pentru julituri, pentru tăieturi, pentru înțepături de insecte și așa mai departe, dar se mai recomandă pentru ceva. Vara, mai ales, vă recomand să aveți neapărat la voi o cremă de gălbenele. De ce?
pentru că este indicată și pentru arsurile solare. Pentru că, deși noi am vorbit cum să prevenim arsurile solare, ce putem face ca să avem un bronz frumos și sănătos, cum să ne îngrijim pielea înainte de a merge la plajă, totuși, multe persoane se confruntă cu arsuri solare. Și tocmai de aceea spuneam că este bine să aveți la îndemână o cremă cu galbenele. Dar compania Hypericum Plant, companie românească din Baia Mare, care are peste 25 de ani de experiență în producerea de remedii naturale, de suplimente alimentare, dar și de creme cosmetice, ne poate ajuta, pentru că are mai multe creme cu gălbenele, printre care și această cremă în care combină gălbenelele cu mărul lupului. Mărul lupului este o plantă care are efecte antiseptice, anti-eczematoase și antireumatice. Așadar, virtuțile gălbenelelor se combină cu virtuțile acestei plante. Menționez încă o dată că, în urma ultimelor studii, mărul lupului este o plantă care se recomandă doar pentru uz extern. Această cremă cu gălbenele și cu mărul lupului este indicat să o aveți la voi chiar și atunci când mergeți în vacanță, pentru că vă poate ajuta în caz de julituri, în caz de tăieturi, la o mică durere, înțepătură de insecte și așa mai departe, dar și în cazul arsurilor solare. Așadar, o asemenea cremă care ajută reducerea inflamației, care luptă împotriva infecțiilor bacteriene cu un efect calmant și cu un efect cicatrizant, este bine să o avem în bagajul de vacanță și, bineînțeles, să o avem și acasă în trusa de prim ajutor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți strategia mea de sănătate. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like paginii mele de Facebook. Bineînțeles, mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok cu sfaturi scurte de sănătate. Aveți grijă de voi și bucurați-vă de vacanță!